Nu prea se pricepe panduțul la îmbrăcat. Să vedem cum o să stea cu partea cu dezbrăcatul. Știi, de aia sunt îmbrăcat. Oh, God, nu e bine. Așa, ia-mi care se îmbracă. Ideea nu era asta. Eu vreau să văd cum ai lega pe cineva cu chestia aia. Cu aia m-ai făcut curioasă, nu cu... În fine, nu știu, merită aplauze sau nu merită. Bun, urmează Nana. Bine, tu. O să te duci la o lăsăm așa. Din colecția Victoria ceva, cel mai tare modelul. E, vezi prin el, când îi porți, dar există foarte multă aerisire prin cele mai mari părți. Și vreau să zic că eu nu sunt vânzător, așa că dacă vă plac chiloții, îi cumpărați. Dacă nu, trecem mai departe. La Claudiu! Da! Cel mai bine! Nu avem nevoie neapărat să ne grăbim cu faptul să-i dăm jos, când putem să mirăm oricum. Se vede că ești frate cu Alex, care la fel a spus că nu se grăbește și... De nu se grăbește ceva. Și aici e un avantaj față de piloții doare, că acolo te grăbești pentru că nu știi ce e în spate. Dar așa, știi ce te surprinde, nu mai e nevoie de acolo și chestia aia în curs. Adică a fi dinainte dacă merită să te ieși. Merită, vezi? Bună idee. Nu mă gândeam la asta, dar... În rest, ce pot să zic? Poți să câștigi alegerile. Fac mați, elastici, cuprind... Nu panică! Sunt un fundal la lanț. Deci, ce pot să zic? Au punie. Deci, persoanele care îi vede punie ar putea să fie foarte atentă. Adică, nu știu. Cred că ne-ai convins, Claudiu. L-aplaudăm sau nu? Da. Bun. Ar trebui să desemnăm un câștigător. Și primul care a vorbit este Alex. Dacă v-a plăcut prezentarea lui... Sau nu? Aplauzele! Deci cele mai puternice aplauze vor desemna câștigătorul. Bun. Panduțu? Și Nana, al treilea participant la concurs. Nu am fost prea bună, dar am fost să fac așa la ziceți. Nu vrem. Claudiu. Numărul 4. Sunt un pic în ceață, pentru că... Auzul meu muzical, cu sau fără ghilimele, mi-a indicat că primii doi participanți... Cam ar fi acolo. Cam ar fi acolo, așa că să încercăm încă o dată. Pentru Alex. Ok, și Panduțu? Aplauzele pentru el, dar am nevoie să te dezbraci, n-ai înțeles? Asta e problema. Aplauzele pentru Panduțu, vai! Cine a câștigat până la urmă? Amândoi. Amândoi? Ok, egalitate sau nu? Egalitate sau eu? Bun. Atunci Panduțu și cu Alex au câștigat primele premii. Ce premii au câștigat? Că sunt curioasă. Da, mai să le dăm premiile.
Nu, hai.